Cum ai putut? Simion a năvălit în bucătărie cu fața strâmbată de furie. Eugenia prăjea în acel moment brânzoaice. Țipătul fiului ei a luat-o prin surprindere. S-a întors speriată, a văzut ochii înflăcărați de ură, pumnii strânși și, încremenită din cauza fricii interioare, a întrebat, s-a întâmplat ceva, fiule, de ce strici la mine? Mai ai mințit toată viața mea. Acum știu adevărul. Nu înțeleg ce vrei să spui. A încercat Eugenia să-și păstreze calmul, măcar în aparență. Poți să-mi explici? Nu te preface. Tu înțelegi totul perfect. Nu vorbi prin enigme, Eugenia a închis saragazul și s-a așezat pe un scaun. Spunem ce s-a întâmplat, l-am întâlnit pe tatăl meu. Simion a urmărit cu atenție reacția mamei sale. Eugenia nu a ridicat nici măcar o sprânceană. Cu tatăl tău. Da, cu tatăl meu adevărat. Ea a înțeles totul cineva i-a spus fiului ei povestea nașterii sale. La 20 de ani, ea l-a cunoscut pe Anatol. O poveste de dragoste furtunoasă, cu o curtare frumoasă, flori, cadouri, i-a sucit capul fetei. Se părea că fericirea nu se va sfârși. Dar totul s-a dovedit a fi dureros de banal. După ce a aflat despre sarcină, Anatol a propus să scape de problemă. I-a dat bani. A spus că nu era pregătit și că nu avea de gând să devină tată. Eugenia le-a spus totul părinților ei, iar ei au insistat să păstreze copilul. Anatol nu are nevoie de copil, o convingea mama ei, dar noi avem nevoie de el. Nu-ți fie teamă de nimic. Totul va fi bine. Și Eugenia și-a ascultat părinții. I-a spus lui Anatol că nu are nicio pretenție față de el și că nu-l va deranja. Niciodată. Băiatul s-a enervat foarte tare și a dispărut, spunându-i ca adio, fă ce vrei. Mie nu-mi pasă. Eugenia nu l-a mai văzut de atunci. Niciodată. Când fiul ei avea doi ani, l-a întâlnit pe Matei. Au început să se întâlnească. Cu timpul, Eugenia i-a povestit bărbatului despre fiul ei, despre faptul că s-a născut în afara căsătoriei. Matei a reacționat cu calm. A spus că copilul nu este un obstacol în calea fericirii și imediat a cerut-o de nevastă. De îndată ce s-au căsătorit, Matei l-a adoptat pe Simion și foarte curând l-a iubit ca pe propriul său fiu. Câțiva ani mai târziu, cuplul a avut o fică. Nu au apărut probleme deosebite în familie. Soții se înțelegeau perfect, iar copiii creșteau fericiți. Matei niciodată, cumva, într-un mod special, nu și-a evidențiat fica pe fundalul fiului. Și, treptat, toată lumea a uitat că băiatul avea undeva un alt tată. Iar Anatol, în acest timp, trăia o viață liberă se ocupa de afaceri. Cu timpul, a avut mult succes, a devenit foarte bogat. La 35 de ani s-a căsătorit. Timp de câțiva ani, cuplul a trăit pentru ei înși, apoi au început să se gândească la un moștenitor. Și atunci s-a dovedit că soția să avea probleme de sănătate. A fost nevoie de mai mulți ani de examinări, tratamente, tot felul de stațiuni și chiar locuri sfinte pentru ca femeia să rămână însărcinată. Când totul s-a rezolvat, Anatol a răsuflat ușurat, în sfârșit, până la vârsta de 40 de ani, va avea un fiu. Ei bine, sau o fică? Cu toate acestea, bucuria a fost precoce. Soția lui nu a adus pe lume copilul. Ea a alunecat, a căzut și asta a fost tot. Opinia medicilor a fost fără echivoc: femeia nu va mai avea copii. Anatol nu a stat prea mult pe gânduri. A divorțat, lăsându-i soției sale aproape nimic. A spus că nu o merita. Aproximativ doi ani a trăit singur și într-o zi și-a amintit că în orașul său natal trebuia să aibă un copil. Așa că a făcut cercetări. Era încântat să descopere că nu avea doar un copil, încă și imagina un prunc abstract, ci un fiu adult care absolvise recent universitatea și avea o diplomă în economie. Am un moștenitor, își spuse el în gând. Mi-a urmat pașii, a gândit Anatol cu mândrie și a plecat spre casă. Nu a fost greu să-l găsească pe Simion. Anatol l-a invitat la un restaurant, a remarcat că se mâna cu el ca două picături de apă și a spus adevărul. Adevărul lui. În el, bineînțeles, Eugenia era de vină pentru tot. După ce și-a terminat istorisirea sinceră a suferinței paterne, i-a propus fiului său să se mute la el. Ai un viitor splendid și mari perspective, Simion. Nu, domnule Simion Anatol. Voi putea să-ți ofer totul și chiar mai mult. Simion Matei, băiatul l-a corectat pe Anatol. Patronimicul meu este Matei. Mama ta chiar și în asta s-a răzbunat pe mine, s-a găsit Anatol, dar o să reparăm asta. Nicio problemă. Deci, ești de acord, fiule? Nu știu, răspunse Simion, care nu avea decât un singur gând în cap. M-au mințit -i. Toată viața mea am fost mințit. Trebuie să mă gândesc. La ce să te gândești, fiule? Anatol radia de încredere, ai o șansă la care alții nu pot decât să viseze. Mamă, a spus Simion încet, cei cu mama? Fi bărbat, până la urmă. Mama ta nu va pleca nicăieri. Ba chiar se va bucura. Așa cum se spune, departe de ochi, departe de inimă. Iar tu vei deveni un om bogat, o vei ajuta. Și pe prietenul ei. Pe cine? S-a indignat Simion. El s-a simțit ofensat pentru mama și tatăl său. Ei bine, cel cu care locuiește s-a trezit din nou în Atol, dându-și seama că exagerase. Timp de două ore întregi l-a prelucrat pe băiat în același spirit și a obținut ceea ce a vrut. Simion era foarte supărat. Credea că părinții lui l-au mințit, l-au trădat, că au acționat doar în propriul interes și că, prin urmare, l-au privat de tatăl său adevărat, care îl iubește atât de mult. Așa că a zburat la mama sa pentru a clarifica totul. Tatăl tău adevărat, este Matei. I-a spus cu fermitate Eugenia fiului său, te-a adoptat de mic, te-a crescut, te-a învățat. Te iubește ca pe propriul copil. Iar bărbatul despre care vorbești este doar tatăl tău biologic. Simți diferența? Da, el ți-a dat viață, dar a vrut să-ți o ia. Nu a avut nevoie de tine. Mai bine de 20 de ani nu a avut nevoie de tine. Și tu îl numești tată. El este un nimeni pentru tine. Fomidabil, a spus Simion cu un zâmbet, te comporți exact așa cum a prezis el, așa că nu te mai strădui. Eu știu deja totul. Tata a vrut atunci să se întoarcă, a vrut să comunice cu mine, să mă ajute. Dar tu nu ai vrut nimic din toate astea. Ai refuzat. I-a interzis să se întoarcă. De ce? Și de ce nu mi-ai spus nimic? Eu aș fi înțeles. Eu și cu tatăl tău nu am vrut să te deranjăm. A costat-o mult pe Eugenia să se abțină să vorbească cu calm. Am vrut să crești liniștit, să nu te gândești la așa ceva, să fii fericit, să ai încredere în tine și am reușit. Spune-mi, ai fost nefericit? Te-ai simțit vreodată nefericit, deprivat? Nu. Atunci de ce te superi? De ce mă acuzi că te-am ferit de durere și suferință? Și apoi, apoi, când am crescut, de ce nu mi-ai spus? La ce bunții asta? Tatăl tău biologic nu te-a căutat. Am auzit că a fost plecat mult timp și eram sigură că a uitat de noi. Cine ar fi știut că va apărea? Probabil că vrea ceva. Vrea să mă mut cu el pentru totdeauna. Eugenia a oftat, s-a apucat de inimă. În acel moment, Matei a venit acasă de la serviciu. Când și-a văzut soția palidă, s-a repezit la ea. Apoi a urmat ambulanța, injecțiile. Când Eugenia a fost dusă la spital, Matei l-a întrebat pe Simion, ce s-a întâmplat la voi? Niciodată nu am văzut-o pe mama într-o asemenea stare. Simion a povestit totul. Matei a rămas tăcut. Doar icterul de pe pomeții lui îi trăda tensiunea. Ce ai hotărât? A întrebat în cele din urmă bărbatul. Vreau să rezolv lucrurile de unul singur, a răspuns Simion, așa că mă gândesc să mă mut la tatăl meu. La tatăl tău? Da, la tatăl meu. A explodat Simion, nici măcar nu mi-ați lăsat să-l cunosc. Cu alte cuvinte, nu ai crezut-o pe mama ta. Nu știu pe cine să cred. El spune un lucru, mama spune altul. Și tu ce spui? Nimic. Tot ce aș putea să-ți spun, am spus în anii în care am fost prin preajmă. Acum ești mare. Fă cum crezi tu că e mai bine. Doar reține, nu te voi lăsa să abuzezi de mama ta. Nici nu am de gând a strigat Simion și s-a repezit în camera lui pentru a-și strânge lucrurile. Deodată i-a sunat telefonul. Fiule, ce ai hotărât? A întrebat Anatol. Merg cu tine. Îmi fac bagajele. Pentru ce? Ia-ți doar documentele. Restul vom cumpăra imediat ce vom ajunge acasă. Bine, i-a aruncat Simion ca răspuns. Câteva minute mai târziu a părăsit camera, îndreptându-se spre ieșire. Te-ai gândit bine? A întrebat Matei. Simion nu a răspuns nimic. A plecat, trântind ușa cu zgomot. Eugenia s-a întors acasă aproape peste o lună. A văzut camera goală a fiului ei și, deși știa deja că Simion plecase la Anatol, a plâns. Nu trebuie, dragă, își îmbrățișă Matei soția, totul va fi bine. Simion este un adult, va rezolva totul. Are nevoie doar de timp. Iar noi vom aștepta. Cu toți împreună. Între timp, Simion se acomoda cu noua lui viață. Acum nu mai avea doar o cameră, ci un etaj întreg. Nu doar un loc de muncă, ci o funcție de conducere. Tatăl său l-a numit șef de departament. Călătorea la serviciu nu cu autobuzul, ci cu o mașină scumpă. Și garderoba tânărului s-a schimbat complet. Tatăl său i-a interzis să mai poarte blugi. Acum purta doar costume, dintre care existau deja mai mult de zece în garderoba sa. Băiatul nu avea probleme nici cu banii. Tatăl său i-a dat un card de plăți cu o sumă impresionantă de bani. I-l a dat și i-a spus, asta e pentru prima perioadă. De acum încolo, ești pe cont propriu. Ai un loc de muncă, vei avea și bani. Principalul lucru este să-i gestionezi cum trebuie. Să-i cheltuiești cu înțelepciune. Și nu uita, eu nu împrumut bani. Niciodată nimănui. Nici măcar ție. Iar asta e un cadou primul și ultimul. La început, Simion a fost dezgustat de asemenea cuvinte, dar apoi s-a gândit și a decis că, în principiu, Anatol avea dreptate, încă îi spunea tatălui său pe numele mic. La urma urmei, el chiar nu trebuia să-l susțină pe deplin. Era suficient ca fiul său să locuiască în casa lui pe gratis. Timpul a trecut. Simion s-a adaptat la nou loc la serviciu, totul mergea cât se poate de bine. Existau prieteni noi, Hobiuri noi. Viața, așa cum se spune, era în plină expansiune. Dar, în mijlocul acestei sărbători a vieții, Simion simțea tot mai des lipsa fostei sale vieți. Era absolut fericit atunci când locuia acasă, cu mama, tatăl și sora lui mai mică. Și avea prieteni adevărați din copilărie. Dar nu aceștia. Iar cu noul său tată nu i-a fost ușor. Anatol s-a dovedit a fi un om de autoritate, pedant nu era interesat de opinia celorlalți. Inclusiv a lui Simion. Îi vorbea ca și cum ar fi avut zece ani. Nici măcar nu vorbea cu el. Îi dădea ordine. Du-te acolo. Fă asta. Cumpără aia. Taci. Uneori, lui Simion îi se părea că Anatol se uita la el și nu-l vedea. Avea o privire goală, rece, indiferentă. Deși în cuvinte părea altfel. Acesta este fiul meu, mândria mea, moștenitorul meu. Moștenitor. Înainte de a deveni moștenitor, Simion trăise destul de normal. Familia nu era generoasă, dar nici săracă, aveau mereu tot ce le trebuia. Și nu exista un cult al banilor în familie. Simion nu a visat niciodată să aibă un iaht. Totul era suficient pentru el prin urmare. Bogăția care i-a căzut pe cap l-a mulțumit doar la început. Apoi Simion a început să-l trateze destul de calm. Ca pe un străin. Pe scurt, Simion nu se simțea fericit. S-a gândit chiar să se întoarcă acasă. Voia să se întoarcă, dar îi lipsea hotărârea de a o face. Îi era rușine. Și-a dat seama că își jignise tatăl și mama. Oportunitatea s-a ivit pe neașteptate. Într-o zi, Anatol a venit acasă cu un moral ridicat, Simion, vin o încoace. Adu niște whisky. Este o ocazie. Ce ocazie? Tu te căsătorești. Eu. Simion aproape că s-a necat cu o lămâie. Tu, partenerul meu are o fică, un pic mai tânără decât tine. N-am văzut-o, dar asta nu contează. Important e care are bani. Tata a avut grijă de asta. Nu ai idee cât de mulți sunt. Dar a încercat Simion să obiecteze. Fără niciun dar. Și nu-mi vorbi acum despre dragoste și toate astea. Ar fi bine să fii recunoscător că-mi pasă de viitorul tău. Ea este singura fică, o moștenitoare. Ei bine, nu-mi mulțum mie. Văd că ai o sclipire în ochi. Dacă e atât de bogată, a spus Simion cu fermitate, că căsătorește-te cu ea chiar tu. Anatol a râs, mi-ar plăcea, dar sunt prea bătrân pentru ea. Fata e tocmai potrivită pentru tine. Tatăl ei și cu mine am căzut deja de acord. E ridicol, a spus Simion. Nu e deloc amuzant. S-a supărat brusc Anatol. Mi-am dat cuvântul așa că va trebui să te căsătorești. Nu va trebui să mă căsătoresc. Nu mi-am dat niciodată cuvântul nimănui și nu mă voi căsători. Cel puțin nu acum, s-a mirat Simion de propria ei hotărâre. În clipa aceea, dintr-un motiv oarecare, și-a amintit de tatăl său, de Matei. Dacă lua o decizie, o urma cu strictețe. Îi seamănă lui în asta. I-a trecut prin minte lui Simion. Și a adăugat, privindu-le pe Anatol drept în ochi, și în general. Eu plec. Acasă. Părinții mei mă așteaptă. Ajunge. M-am săturat. Anatol a fost luat prin surprindere. Cine te așteaptă? Părinții tăi? Vrei să locuiești din nou cu ei în casa aia plină de gunoaie? Haide, du-te. Numai să nu ceri să te întorci. Nu te voi primi. Simion a zâmbit. Și-a scos din dulap blugi ascunși, puloverul preferat, a scos din portmoneu cartea de vizită dăruită de Anatol, a pus-o pe masă și, plecând, a spus, ce s-a întâmplat? Nu-ți face atâtea griji. N-am să mă întorc. Când a ajuns la intrarea în blocul natal, Simion s-a uitat îndelung la ferestrele strălucitoare ale apartamentului lor. A încercat să-și imagineze ce făceau acum mama, tatăl și surioara lui. Apoi a părăsit cu hotărâre locul, a alergat până la etajul 5, a apăsat pe sonerie și a înghețat. S-au auzit pași în spatele ușii. Văzându-și fiul, Eugenia a țipat de bucurie. Matei a ieșit să vadă ce s-a întâmplat. S-a apropiat de soția și de fiul său și i-a îmbrățișat pe ambii. Iată acum e bine, a șoptit el așa și au rămas, tăcuți, îmbrățișați. Până când sora lui a sărit din cameră și a țipat de bucurie, uraa, fratele s-a întors. Dragilor, Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, iar dacă v-a plăcut istorioara, atunci vă rog mult să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. De asemenea, vă puteți abona la canal pentru a nu rata noile istorii. Ne reauzim în curând. Pa, pa!